Dau cuvântul criticului literar Andreea Răsuceanu. În primul rând, mă bucur foarte mult că pot vorbi astăzi despre ceea ce cred eu că va rămâne drept ediția de referință a portretului lui Dorian Gray. Și am să spun foarte pe scurt două cuvinte despre traducere, pentru că am însoțit-o cumva pe Antoaneta Raleal în această aventură. A fost o experiență foarte dificilă din tot ce mi-a mărturisit, pentru că, așa cum s-a spus, cum au spus criticii de mai multe ori, Oscar Wilde este în mod înșelător un autor ușor, facil, ușor de înțeles, de fapt. Și datorită faptului că are un stil foarte plăcut și că cumva textul te fură, îl citești cu foarte multă plăcere, riști să pierzi palierele de profunzime ale acestei cărți. Din ce am vorbit cu Antoaneta Raleal, care a făcut o traducere extraordinar de proaspătă și de vie, păstrând, reușind în același timp să conserve farmecul acelei epoci, asta e echilibristica cea mai periculoasă din punctul meu de vedere, și cred că numai un traducător de talie Antoaneta Raleal îi putea face față. Mi-a spus că a fost o carte grea, nu numai pentru că are multe idei filozofice, e vorba despre estetism, e vorba despre decadentism, e o întreagă parafernalie de obiecte, de lucruri instrumentar, formidabil de lucruri stranii, aduse din spații exotice pe care le colecționează Dorian Gray și așa mai departe. Deci o carte dificilă, tradusă monumental. În al doilea rând, precedată de o introducere, trebuie să o spun, a Mihaelei Irimia, și vreau să spun două cuvinte despre asta, pentru că este unul dintre modelele intelectuale pe care le-am avut noi toți cei din generația noastră și nu numai. O extraordinar de bună așezare în context acestei cărți, care ne aduce aminte cum dorea Oscar Wilde să-i citim cărțile, în prelungirea vieții sale. Pentru că de obicei facem această distinție când vorbim despre cărțile unui autor, nu facem referire și la viața lui, dar de fapt viața lui, Oscar Wilde, a fost transformată în ficțiune cu acest roman. Apoi, poate că pare greu astăzi să mai vorbim despre portretul lui Dorian Gray și să mai putem spune ceva nou. Au fost atâtea ecranizări, sunt convinsă că dacă cumva v-a scăpat cartea, atunci cu siguranță ați văzut filmul sau o dramatizare, un performance, au fost și la noi, peste tot în toată lumea. Ceea ce aș vrea să spun eu este că la relectura acestei cărți, ochii de acum ai maturității, pentru că evident că am citit-o cu avântul acela romantic al primei tinereți, atunci când o citește toată lumea, cred că este, așa cum spunea o excelentă prozatoare americană, Joyce Carol Oates, o carte, de fapt, despre otrăvirea printr-o carte, despre otrăvirea prin roman. În mod înșelător, o parabolă, o alegorie, care aduce aminte de Dr. Faustus sau lui Marlowe, evident, e vorba despre pactul faustic, dar, de fapt, pe un palier de profunzime, e vorba despre un alt pact, cel dintre scriitor și cititor, cel de fapt dintre artist, operă și cititor. Vă invit să vă lăsați otrăviți lent de această carte. Este un farmacon, adică luat cu măsură, luat în măsura în care trebuie, pur și simplu o să vă transforme vieții. Mulțumesc!